Amintirile copilăriei sunt puternice, sunt vii. Poate în momentul acesta exagerez. Nu știu dacă am mai trăit bucuria sărbătorilor așa cum am trăit-o în copilărie. Deși slujbele nu erau atât de multe slujbe cum avem acum la mănăstire, de exemplu. Aveam deniile, aveam liturghia, Joia Mare. Dar toate parcă erau pătrunse de bucuria învierii. Și momentul pregătirii cozonacilor avea ceva sfânt. Și scoaterea lor din cuptor parcă avea ceva sfânt. Nu era simplu fapt că te gândești că vei mânca ceva bun. Nu știu să explic, nu știu să spun cum se întâmplă asta, dar toată săptămâna era ca o sărbătoare. Săptămâna a patimilor era ca o sărbătoare. Oamenii își restrângeau mult activitățile, nu făceau, de exemplu, lucrări la câmp care presupuneau mult efort. Lucruri simple, curățenie în gospodărie, ca să se poată dedica acestor zile, să poată să ajungă la deni, să poată dedica acestor zile. Era foarte intensă bucuria, prezența Harului era simțită cu intensitate.